Un autoturism a intrat în coliziune cu o căruță. Căruțașul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Acesta are 51 de ani și a suferit un traumatism craniocerebral cu plagă craniană, fiind transferat la Spitalul de Neurochirurgie Iași. Astăzi am fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că pe drumul european 583, în afara localității Poduiloai, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că este vorba despre o coliziune între un autoturism și un atelaj Hippo, în urma impactului rezultând rănirea conducătorului atelajului Hippo. De asemenea, ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.